Federația Națională Sindicală Ambulanța din România, afiliată la Blocul Național Sindical, anunță acțiuni de protest în toate serviciile publice de ambulanță. În 22 noiembrie este anunțat un meeting în fața Ministerului Afacerilor Interne, a Departamentului pentru Situații de Urgență, DSU, a Ministerului Sănătății și a sediului Guvernului României. Nemulțumirile membrilor Blocului Național Sindical și al membrilor Federației Ambulanța sunt legate de lipsa de reacție a premierului României Nicolae Ionel Ciucă la memoriul înaintat de Federația Ambulanța în 30 mai, în care au fost prezentate problemele acute cu care se confruntă serviciile publice de ambulanță. Refuzul șefului DSU, care este și președintele Comisiei Interministeriale pentru Suport Tehnic, dr. Raed Arafat, de a convoca ședințe CIMST pentru parcursul anului 2022. Sabotarea serviciilor publice de ambulanță de către DSU, respectiv IGSU, prin neimplicare în cursul anului privind încheierea contractului sub segvent pe anul 2022 din acordul cadru, fapt ce a dus la pierderea unui număr de aproximativ 500 de ambulanțe de tip B și tip C, în condițiile în care serviciul se confruntă cu o mare lipsă de autosanitare, iar din numărul de autosanitare din dotare doar 25% îndeplinesc condițiile tehnice legale, se arată în comunicatul postat de BNS. Sindicaliștii mai reclamă corectarea salarizării personalului din serviciile de ambulanță cu prioritatea salariului de bază al asistentului medical din aceste servicii și nu numai, și crearea unui punct distinct al salarizării pentru întregul personal din serviciile publice de ambulanță în anexa 2 din viitoarea lege a salarizării.